Să vă spun tuturor, din toată inima, un sincer și un călduros bun venit la această mare sărbătoare a creștinismului, a tuturor copiilor lui Dumnezeu de pe întreg pământul. Hristos a înviat! Slăvit să fie Domnul! Nu greșim dacă spunem că este cea mai mare sărbătoare dintre toate sărbătorile creștinilor și a copiilor lui Dumnezeu. Fără sărbătoarea asta, sărbătorile dinaintea învierii n-avea niciun rost. Și vă spun că dacă Hristos n-ar fi înviat din morți, nu mai era nicio sărbătoare. Dar Hristos a înviat din morți. E sigur că El a înviat și în viețile noastre. De aceea suntem aici. Și din toată inima îi mulțumim. Am vrea ca binecuvântarea Domnului să fie peste întreaga asistență. Peste cei de-ai casei și peste oaspeții care sunt cu noi din alte biserici și chiar din alte țări, a căror nume o să le amintim ceva mai târziu. Lăsăm acum ca să continue bucuria noastră în Duhul Sfânt și Dumnezeu să binecuvinteze cântăreții și cântările, imnurile care au fost înălțate și vor fi înălțate pentru gloria celui care a înviat din morți. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei pe care Domnul îi va folosi să ne vorbească despre acest eveniment extraordinar de important. Numele Domnului să fie lăudat. Amen. E
Iubiți frați și surori, iubită Biserica Domnului, e adevărat, suntem în cea mai frumoasă zi și cea mai minunată, o zi de o importanță extraordinar de mare, așa după cum spunea, este cea mai mare sărbătoare. De ce? Pentru că fără de învierea Domnului Iisus Hristos, omenirea n-ar mai fi avut nicio speranță, nicio nădejde, totul s-ar fi încheiat la mormânt. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu Tatăl care l-a înviat pe Domnul nostru Iisus Hristos din morți, slăvit să fie numele Lui! Și de aceea permiteți-mi să vă alătur și eu de fratele Teo și să vă spun tuturora că Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Amin. La fel aș dori să citesc o dorință a unui apostol care o avea cu privire la această sărbătoare și apoi am să citesc un verset care exprimă bucuria altui apostol cu privire la această sărbătoare. Și auziți ce spune apostolul Pavel, ce frumos ne spune. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea morților și Domnul să fie lăudat. Și asta era dorința celui mai mare apostol, care îl avem pe paginile Sfintelor Scripturi. Iar celălalt apostol care ne descrie atât de frumos și atât de mult lăudat pe Dumnezeu și spune în felul următor: Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, slăvit să fie numele Lui. Deci noi și biserica și toți creștinii avem o nădejde și nădejdea aceasta este căci într-o zi, chiar dacă vom adormi, vom învia împreună cu El, slăvit să fie numele Lui. Până atunci, haideți să lăudăm pe Domnul și alături de fanfară vom înălța pe Dumnezeu ascultând fanfara, apoi un duet prin fratele Alex și Nadia Alvălean, după care fratele Ștefi Roman va lăuda pe Domnul. Urmează corul bisericii, iar cuvântul Domnului va fi vestit de fratele Gicu Rațiu și Domnul să-l binecuvinteze, să-i dea călăuzirea lui divină, iar nouă tuturora să ne dea o inimă deschisă și plină de bucurie, căci Domnul trăiește și e viu în vecii vecilor. Amin. Thank you.
înviat Iisus, ce bucurie, pace ne-a adus și fericire, haide să-i cântăm și să lăudăm pe Domnul Iisus. A înviat Iisus, ce bucurie, pace ne-a adus și fericire, haide să-i cântăm și să lăudăm pe Domnul Iisus. Îți mulțumim, Iisus, de învierea ta, învierea ta, învierea ta. Îți mulțumim, Iisus, de harul ce ne-ai dat, fii în veci glorificat. Îți mulțumim, Iisus, de învierea ta, învierea ta, învierea ta. Îți mulțumim, Iisus, de harul ce ne-ai dat, ești glorificat. A înviat Iisus, prin biruință viață să avem, prin pocăință glorie să-i dăm, slavă să-i cântăm Domnului Iisus. A înviat Iisus, prin biruință viață să avem, prin pocăință glorie să-i dăm, slavă să-i cântăm Domnului Iisus. Îți mulțumim, Iisus, de învierea ta, învierea ta, învierea ta. Îți mulțumim, Iisus, ce ne-ai dat, fii în veci glorificat. Îți mulțumim, Iisus, de învierea ta, învierea ta, învierea ta. Îți mulțumim, Iisus, de harul ce ne-ai dat, fii în veci glorificat. Iisus, ce bucurie, pace ne-a adus, ce fericire, haide să-i cântăm și să lăudăm pe Domnul Iisus. A înviat Iisus, ce bucurie, pace ne-a adus, ce fericire, haide să-i cântăm și să lăudăm pe Domnul Iisus. Îți mulțumim, Iisus, de învierea ta, învierea ta, învierea ta. Îți mulțumim, Iisus, de harul ce ne-ai dat, fii în veci glorificat. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Așa de slab spuneți adevărat că a înviat, parcă n-a înviat. Hristos a înviat, slăvit să fie Domnul! Și spunea fratele că trebuie să ne rugăm pentru să fim mai plini de Duhul Sfânt. Păi vreau să vă spun ceva. Dacă Dumnezeu e viu în tine, păi și Duhul Sfânt e viu în tine. Dacă nu-i Dumnezeu viu în tine, cum să fie Duhul Sfânt? Nu există așa ceva. Dar El este viu și Biserica Filadelfia trebuie să fie vie. Așa îi place Domnului.
Lângă mormântul gol și rece stătea Maria și plângea și nu voia ca să mai plece, căci Domnul ei nu mai era. Spune cântarea și refrenul final spune: a înviat speranța vieții, a înviat precum a spus, de acum în zorii dimineții răsoare un soare nou Iisus. Slăvit să fie El! Cântați împreună cu mine la refren. Este o cântare frumoasă. Lângă mormântul gol și rece stătea Maria și plângea și nu voia ca să mai plece, căci Domnul ei nu mai era. Unii de la
Spre casă s-au dus, nimic nu și-au spus, a lor prea iubit s-a stins. Tot ce le-a spus, pare apus, iar drumul înainte închis. Și tot ce-au visat, li s-a destrămat, nu sperau să fie așa. Grădina trădat, Gabata Pilat, motivați cu adevărat în această zi să fim plini de bucurie. Orice probleme am fi avut până am intrat aici, până am trecut pragul casei Domnului, le uităm pe toate. Aici El este prezent și bucuria învierii, mă rog, să ne atingă pe toți, să ne umple, să putem să clocotim pentru El, să-L slăvim pe El. Cerurile s-au bucurat într-o zi ca aceasta. Și pământul s-a zguduit din temelii de bucurie. Oamenii nici n-au știut ce să creadă atunci, dar noi știm astăzi
că El este viu. Slăvit să fie numele Lui. Vă invit să cinstim cuvântul Domnului, ridicați în picioare. Cuvântul pe care îl voi citi din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 28. Învierea lui Iisus. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze de ziua, înspre ziua întâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit la mormântul Domnului și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui, dar iată că le-au întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să îi cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-au răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Ocupați locurile. Este ziua învierii, este cea mai minunată zi pe care omenirea o poate trăi. Este cel mai minunat lucru pe care Dumnezeu l-a avut în planul Său prin Iisus Hristos, ca să vină în lumea noastră și să aducă mântuirea. A venit încărcat cu har mult și a ales să meargă pe drumul suferințelor, să meargă pe cel mai greu drum, ca să desăvârșească planul de mântuire. Istoria suferințelor lui Iisus constituie capitolul cel mai dramatic din istoria omenirii. Fiul lui Dumnezeu este dat în mâinile oamenilor, ispășind viața, vina noastră, prin faptul că El se lasă omorât, se lasă executat, plătește prețul pentru noi. A fost planul lui Dumnezeu ca Iisus să moară tocmai de Paști, devenind mielul de Paști al noului legământ. Mielul de Paști fără cusur al noului legământ. Înjunghiat în timp ce era omorât în templu mii de miei la această sărbătoare a vechiului legământ. Astăzi, dar, suntem adunați
aici la Biserica Philadelphia ca să sărbătorim în ziua Învierii și să spunem cu toții în cor, Hristos a înviat. Așadar, ne vom folosi de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul Scripturii, ca să învățăm despre importanța Învierii și să vedem ce înseamnă slava lui Hristos. Oamenii l-au batjocorit, oamenii au făcut tot ce au știut ei mai rău împotriva Domnului. Au adus toată ocara peste El. Ne-am uitat la ocara lui Hristos și am văzut că l-au batjocorit cei din vremea Domnului care l-au răstignit. L-au batjocorit în așa fel încât n-a rămas nimic nebatjocorit și neterfelit. Au dat pe El. Aseară am pornit televizorul să văd ce mai spun știrile, dacă nu s-o mai întâmpla vreo minune în lume. Și era un film despre patimile Domnului. Și am stat și m-am uitat câtă suferință, câtă durere. Acolo era doar o mică parte în a exprima ceea ce a fost în realitate atunci. Să știți că Domnul a suferit mult. Am lăcrimat și m-am gândit, Doamne, ceea ce Tu ai suferit acolo a fost ca să iei vina mea și vina noastră a tuturora. Slăvit să-i fie numele Lui. Am văzut modalitățile în care ceasul întunericului și puterea satanei s-au năpustit asupra Fiului lui Dumnezeu și și-au așezat peste El cea mai cumplită ocară care a fost posibilă. De fapt, aceea era tot ce au făcut oamenii cu Fiul lui Dumnezeu. După ce El a vindecat, după ce El a ridicat, după ce El a mângâiat, după ce El a făcut mult bine, după ce El a săturat, după ce El a făcut multe semne și minuni, aceasta a făcut oamenii ca răsplată pentru Fiul lui Dumnezeu. Dar astăzi aș dori să schimbăm planul groazei și al întunericului și să descoperim ce s-a întâmplat la momentul Învierii. S-a terminat cu planul diavolului. Deși nu bănuia că se va termina în felul acesta, a venit dimineața Învierii. Și aș vrea să vedem ce s-a întâmplat. Vom vedea din ce a făcut Dumnezeu cu Fiul Lui, vom descoperi cum Dumnezeu, în locul ocării pe care Domnul a suferit-o, a turnat din slava Lui peste Fiul Lui Dumnezeu. Și aș vrea în această zi să ne deschidem inima și să înțelegem ce a făcut Domnul pentru noi și să ne deschidem inima și să ne închinăm acestui Domn, acestui Mesia, acestui Hristos care a adus salvare pentru noi toți, fie-i slăvit numele Lui. Dacă vom înțelege slava Lui, vom înțelege ce ne așteaptă la capătul călătoriei noastre, știind că făgăduința pe care o avem e ca atunci când vom fi părtași cu El la slavă în veșnicie, acolo îl vom vedea pe El și Biblia spune că vom fi ca El. L-ai văzut vreodată pe Domnul? Nu știu dacă L-ai văzut, dar mă rog ca Domnul să spună dorința în inimă, ca în ziua aceea să-L vezi. Nu cumva să fii despărțit de El. Slavă înseamnă manifestarea în afară a naturii și caracterului unei persoane, precum și răspunsul celor din jur în fața naturii și caracterului acestei persoane. Răspuns care se manifestă în cinste și laudă, în închinare, adorare și ascultare. Și noi suntem chemați să ne închinăm, să-L adorăm, să-L ascultăm, să-L slăvim pe El, că El merită să fie lăudat. El merită să fie lăudat. Astăzi, persoana la care ne uităm, a cărui slavă o vom contempla pe baza Scripturii, este însăși Domnul nostru Iisus Hristos, fie-i slăvit numele Lui. În rugăciunea Domnului din Ioan 17, o rugăciune rostită de Domnul în grădina Ghețiman, Domnul stă înaintea Tatălui și spune așa, Tată, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe Tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat Tu
Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit alergarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Aceasta era rugăciunea Domnului în Ghețimani, cu o săptămână înainte de patim, cu câteva zile înainte de patim, nu cu o săptămână, cu câteva zile, când Domnul Iisus a întrupat, El s-a dezbrăcat de slava cerească și a luat chip de om și a venit jos pe pământ și a umblat printre noi și a făcut mult bine, fie-i slăvit numele Lui. A ascuns slava Lui de ochii noștri, pentru că n-am fi putut să-L privim. N-am fi putut să ne uităm la El. Și El s-a lăsat să-L vedem, s-a lăsat să-L atingem, să-L pipăim, s-a lăsat să putem să stăm cu El împreună și să ne bucurăm, fie-i slăvit numele Lui. Acum, la capătul lucrării Lui, înainte de a începe marea ocară și batjocură, Fiul lui Dumnezeu spune: Tată, dă-mi slava pe care o aveam la tine înainte de întemeierea lumii. Și Domnul Iisus privește din grădina Ghețimani la slava pe care îl aștepta dincolo de batjocură. El vedea din grădină ceea ce urma să fie. Toată batjocura care se va năbustia asupra lui, toată durerea, tot disprețul, bătăile, barba smulsă, cuiele, piroanele, crucea, ostașii, mari preoți și preoții, mulțimea care vor striga: răstignește-l, răstignește-l, ura care a venit peste el. Și Domnul se roagă și strigă: proslăvește-mă la tine, proslăvește-mă la tine cu slava care o aveam înainte de a fi lumea. Cum urmează ca Domnul să asculte rugăciunea Fiului Său, după cum Cel ce lasă să treacă prin cele mai cumplite bajocuri, Tatăl parcă și întoarce fața de la El. Dar rugăciunea va fi ascultată. Și vom vedea felul în care Domnul a ascultat rugăciunea Fiului Său, care a strigat din grădină. După toate batjocura, bătăile, cununa de spini, părul smuls, crucea, piroanele, răstignirea, tot ce a urmat acolo a fost pus între cer și pământ și în durerea lui mare, apăsat de dispreț și de ură, de acolo a strigat: Tată, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce m-ai părăsit? După moartea istovitoare și îngroparea în mormântul rece, după o joi cu transpirații ce curgeau cu picuri mari de sânge, noaptea judecății nedrepte, strigătele mulțimii, condamnarea la moarte, vinerea neagră, apoi crucea în spate, mersul pe Via Dolorosa, înconjurat de mulțimi care strigau cu ură împotriva lui, oțetul cu fier amară, care stâmpără agonia crucii, cuiele bătute, atârnat între cer și pământ. Fiul lui Dumnezeu a suferit mult cum nu putem noi să ne închipuim în vremea aceasta. Toți, absolut toți ucenicii și apostolii, bărbații și femeile îngroziți de evenimentele ce s-au derulat, ostașii în patru schimburi păzeau piatra uriașă ce s-a pus la gura mormântului, ca nu cumva să se întâmple ceva, ca nu cumva cineva să îl fure, ca nu cumva să iasă afară. El a spus ceva. Noi trebuie să-l păzim bine. Mormântul sigilat, toată lumea bună era speriată și demoralizată. Doar împărăția întunericului jubila. Împărăția satanei jubila marea victorie asupra celui ce a făcut mult bine pe pământ, crezând că totul s-a terminat. Dar a fost o mare păcăleală. În tot acest timp, cel mai greu lucru a fost că Dumnezeu a tăcut. Când Fiul lui Dumnezeu a trecut prin cele mai grele momente, Dumnezeu a tăcut. A tăcut joi seara, a tăcut joi noaptea, a tăcut vineri dimineața, a tăcut vineri toată ziua, vineri noaptea, sâmbătă dimineața. Dumnezeu tace și Fiul lui Dumnezeu
trece prin suferință și ajunge în mormântul rece. Și Dumnezeu nu răspunde. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A tăcut Dumnezeu când Fiul și-a dat Duhul și a fost coborât de pe cruce și pus în mormânt. Numai garda ostașilor, sau cum mai e numită, garda rușinii, era bucuroasă că s-a terminat și de acum nu mai au mare grijă decât să stea acolo, să păzească gura mormântului. Cel mai greu lucru e când cineva este batjocorit. Cel mai greu lucru este când cineva este vorbit de rău și se aruncă o cară asupra lui. Și noi ca oameni am trecut de multe ori prin asemenea momente. Și te doare, mai ales când știi că nu e adevărat. Mai ales când știi că o cară care se aruncă peste tine este nedreaptă. Mă gândesc ce mult a putut să sufere Domnul luând o cară a lumii asupra lui. Duminică dimineața însă, legiunile de îngeri care au stat în așteptare au coborât pe pământ un cuvânt din partea lui Iisus Hristos și pământul ar fi fost pulverizat. Dar Domnul a rămas liniștit. El nici măcar nu s-a dat jos de pe cruce când a fost provocat. Dacă zici că ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te și mântuiește-te pe tine însuți. El a rămas pe cruce pentru că planul lui a fost să meargă până la capăt, să desăvârșească mântuirea pentru mine și pentru noi toți, fie-i slăvit numele. Îngerii au așteptat semnalul lui Dumnezeu și la semnalul lui Dumnezeu, garda de onoare a cerului a coborât, a venit în grădina batjocului și a dat piatra la o parte. Era garda de rușine a vrăjmașului acolo, dar ei au căzut ca morți, n-au putut să facă nimica, au rămas de rușine, pentru că era garda de onoare a cerului, care a venit să-L slăvească pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Domnul. La mormânt vine îngerul lui Dumnezeu să anunțe că Iisus este viu, că Iisus trăiește, că Iisus Hristos a înviat din morți, cum a zis mai înainte, fie-i slăvit numele. Așa cum spunea și cântarea ce a fost cântată, e viu, e viu, mormântul lui e gol. O, mărit să fie numele Domnului! Eu cred că avem motive să ne bucurăm. Eu cred că avem motive să ne umplem de pace în această zi. Eu cred că avem motive să clocotim de bucurie că Domnul nostru trăiește. Și prin învierea Lui avem garanția că și noi într-o zi vom învia și vom fi împreună cu El. Altfel totul ar fi degeaba. Nici ar trebui să venim aici. Nici ar trebui să mai încercăm nimica. Tot ar fi zadarnic, spuneau frații la rugăciune. Foarte adevărat. Dar piatra a fost dată la o parte, nu ca să iasă Hristos din mormânt. El n-avea nevoie de aceasta. Și a fost dată la o parte ca noi să vedem mormântul gol. Și noi să înțelegem că El este Domn. El este Domn al domnilor. El a fost înălțat la cea mai înaltă treaptă posibilă din univers. Dumnezeu l-a înălțat la cel mai înalt nivel. El a fost în suferință la cea mai de jos cotă posibilă. Cel rău s-a năpustit și l-a ocărât și l-a terfelit la cea mai joasă cotă posibilă. Dar Dumnezeu a venit și a ridicat rușinea și a adus slava peste Fiul lui Dumnezeu. Și toți vrăjmașii Lui au rămas de rușine. Și aceasta pentru că Dumnezeu este în control, fie slăvit numele Lui. Se întâmplă multe lucruri în lume. Și oamenii se uită în toate părțile și de cele mai multe ori oamenii aleargă la oameni. Dar Cel care poate cu adevărat să ne ajute este numai Dumnezeu Tatăl. Domnul Iisus Hristos a spus, mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, El mijlocește pentru noi. Ai probleme, vină cu credință. Pleacă-ți genunchii la poala crucii. Aici Domnul îți dă biruință, te iartă, te curățește, te sfințește, te ridică, te face copilul Lui, scrie numele tău în cartea vieții și în ziua aceea vei învia și vei fi pururea cu Domnul. Slăvit să fie Domnul!
Când ne uităm la mormânt, ne uităm la slava lui Dumnezeu care vine prin îngeri să ne anunțe că El este viu și El este viu în vecii vecilor. Aceasta trebuie să fie bucuria de zi cu zi a creștinilor secolului 21 și a creștinilor din toate timpurile. Astăzi privind la cruce, văd și înțeleg cât de mare și înfricoșat e Dumnezeul nostru, El care a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. În acea dimineață a învierii, spune că atunci când Dumnezeu a început să vorbească, Dumnezeu a tăcut, a tăcut, a tăcut, dar în dimineața învierii, când Dumnezeu a început să vorbească, un mare cutremur de pământ a fost acolo și tot pământul s-a cutremurat și oamenii s-au îngrozit și mormintele s-au deschis și morții care au înviat au început să alerge pe străzi și oamenii s-au speriat și cu adevărat s-a întâmplat o minune a minunilor. De ce? Pentru că puterea învierii și să-L cunosc pe El și puterea învierii. Nu vrei tu să rostești această rugăciune? Ai fost îndemnat mai devreme. Aș vrea să repet acest îndemn. Să-L căutăm pe El, să-L cunoaștem pe El. Cum îl poți cunoaște pe El? Venind cu Biblia la biserică, având Biblia acasă pe masă, studiind cuvântul lui Dumnezeu, în El, în cuvântul lui Dumnezeu, găsești putere, găsești viață, găsești lumină, găsești vindecare, găsești ridicare, găsești încurajare, găsești exact ce ai nevoie. Slăviți să fie Domnul! Mulți ne socotesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să critic pe nimeni. Faceți cum vreți, oameni buni. Dar Domnul ne-a oferit pâinea vieții cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este venit direct de la Dumnezeu pentru noi. Ferice de noi dacă vom lua cuvântul lui Dumnezeu. Învierea Domnului a fost posibilă datorită cuvântului pe care El a rostit și a spus. Și al treia zi, a zis îngerul, a înviat cum a zis El. El a zis că va învia. Și dacă a zis, a înviat. El a zis când a intrat în Ierusalim, duminica trecută am sărbătorit, a zis că va veni nenorocirea peste Ierusalim și nu va sta piatră pe piatră. Și nimeni n-a crezut, dar El e Domnul Domnilor și El e și prorocul și Domnul a pus toată slava din nou peste El care o avea înainte de întemeierea lumii. Și oamenii au putut să vadă în anul 70 că El este adevăratul proroc. Când au venit trupele romane și au arat totul și au distrus totul și apoi națiunea s-a împrăștiat. Și acum Domnul îi adună din nou și noi să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, să ne rugăm pentru poporul lui Dumnezeu și noi să fim împreună cu ei, pentru că mai este puțin și vine Domnul. Vine Domnul și noi trebuie să fim pregătiți, Domnul să ne ajute la aceasta. Și eu cred că avem motive să ne bucurăm că Domnul ne-a lăsat această promisiune minunată. Eu cred că trebuie să avem motive că Domnul ne-a spus să punem seama pe cuvântul lui Dumnezeu. Că aici noi găsim cuvintele vieții. Dacă vrei să trăiești, uită-te în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să ești plin de sevă, cum spunea fratele cu acordeonul, uită-te în cuvântul lui Dumnezeu. Aici noi găsim cuvintele vieții. Slăviți să fie Domnul! Aceasta este cea mai mare prorocie. Oamenii aleargă dintr-o parte în alta să vedem ce mai zice Domnul și Domnul vorbește când într-un fel, când într-altul, dar cei mai mulți ne socotesc cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul nu-i pentru cei ce predică, cuvântul este pentru tine și pentru tine și pentru fiecare de aici care ascultă în această zi vestea bună a Evangheliei. Și Domnul îți oferă în această dimineață pâinea vieții, satură-te și du-te acasă plin de sevă, plin de putere, plin de viață. Și Domnul să umple casa ta și familia ta de pace și de bucurie. Și mântuirea să domnească în inima și în sânul familiei și altarul familiei
să ardă flacăra vie a rugăciunii, să stăm în pregătire, să fim fecioarele înțelepte care îl așteaptă pe El. El este marele preot, El este Domnul domnilor și Domnul i-a dat toată slava înapoi. Chiar dacă cel rău a încercat toată ocara, chiar dacă cel rău a încercat tot disprețul, chiar dacă cel rău a încercat să-l terfelească la cea mai joasă cotă, n-a reușit. Domnul a fost înălțat în slavă, a primit toată gloria, Lui se închină cerurile cerurilor, Lui se închină biserica de pe pământ și tu și noi, eu, suntem chemați să ne închinăm Lui. Când venim în casa Lui Dumnezeu, să cinstim locul acesta, pentru că aici El este prezent. Aici nu ne împărțim unul la altul slavă și cinste și onoare. Aici El este prezent, în prezența Lui. Cum m-aș abuca eu să te laud? Cum mi-ar sta mie să te laud pe tine și pe tine? Aici numai Lui îi dăm slavă. Ne ridicăm mâinile și îl slăvim și îl glorificăm și zicem, mărire ție, Doamne! Hristos a înviat și El este viu în vecii vecilor. Și spune cuvântul Domnului în cartea Evrei, în capitolul 5, de la versetul 7, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile care le-a suferit. Ne cheamă Domnul la ascultare. Se vorbește mult și îl luăm foarte puțin. Ieșim pe ușă și deja am uitat ce s-a vorbit. Ne cheamă Domnul la ascultare. Fie ca ziua aceasta să fie o zi în care să fie un nou început pentru toți de aici în slujire. Să ne dedicăm Domnului, să ne dedicăm Celui care a înviat din morți și este viu în vecii vecilor. Îi spune versetul 9, și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă, s-a făcut urzitorul unei mântuiri veșnice. Pentru totdeauna, pentru vecii vecilor, El poate să rămână Domnul vieții tale. Dacă tu îl respingi categoric, este lucrarea pe care tu ți-ai făcut-o însuți. Dar mă rog să fim înțelepți și Domnul, prin Duhul Său cel Sfânt, să ne cerceteze, să treacă printre rânduri, să ne atingă pe fiecare cu Duhul Său cel Sfânt și cuvântul Lui să locuiască în inimile noastre, să mergem acasă plin de pace, plin de bucuria învierii. Și zic, Domnul să vă binecuvinteze, Hristos a înviat. Amin. Atâta bogăție ce-am găsit-o, Doamne, mă-ntrecea și fără de mine în viața aceasta de suspin. Credința, pacea, dragostea ce le-am primit din mâna pentru nimic nu le-a schimbat. Iisus, ești fericirea mea, dar
supposed to be a day of darkness and a day of grief. A day when broken and confused followers felt lost and overwhelmed with hopelessness. Even those who went to visit the tomb that day expected to find nothing more than a lifeless body. It was supposed to be a day of sadness and weeping. But you transformed it into a day of rejoicing, a day of victory, a day when the children of God can shout with confidence, "He is alive, He is risen, and He will never be forgotten." This day has driven out all darkness and grief, erased all sin and shame. A day when followers of the true Savior are flooded with purpose, promises, and hope. This day echoes through the halls of history as the day our King crushed the head of the snake, tore through the chains of death itself, and claimed mankind for His kingdom. Tears of despair have become tears of overwhelming joy. For the Lord, Jesus Christ, has made this day of sorrow into a day of worship. Thank you.
așteptat cu bucurie toată viața neîncetat. Dincolo de sărbătoare, este patru geni iudai și a zicoriarea mare de ajunge sus în rai. Și glorie, și glorie să fii copii lui Hristos, cel înviat, ne da în dar speranțe, dragoste și har. Aleluia, aleluia, lasă cânt necetat, căci prin învierea mare de la moarte n-ai scăpat. Înviat Mântuitorul, ce minune, ce splendoare, tot pământul celebrează și aduce închinare. Doria și adorare, Domnul meu iubit Iisus, căci prin învierea-ți mare, mântuire n-ai adus. Și noi cântăm cu corul, Hristos a înviat, și îl lăudăm pe Domnul căci ne-a eliberat. Când vei să vii la Domnul Iisus, când vei să vii la, când vei să scapă vina via, El a înviat și pentru tine și-ți dă în dar salvarea sa. Azi în ceruri, în mărie, glorie să cânte lui, mielul cel jefuit pe cruce, a înviat mărie lui. Iisus este viu și astăzi, noi cu toți ne-am cântat. Vrei să vii și tu la cruce ca să fii eliberat? Moartea nu a avut putere ca să-L ține pe Iisus, a înviat și în viere la viața ne-a dus. Doamne, câtă bucurie, este azi în adunare, a înviat Mântuitorul, strigă de la mic la mare. Rabunia, strigă Maria, a văzut pe învățător cu bucurie nesfârșită privindu-l pe Mântuitor. Venit să lăprămărim pe Iisus și să-L slujim neîncetat, căci în mormânt precum promise a treia zi a înviat. Oh,
Să fim și noi plini de viață în această dimineață aici. Vă rog frumos să vă reașezați pentru încă o oră și jumătate. Ce ziceți, adolescenții? Am două variante, una de o oră și jumătate, una de 7 minute. Se spune că în urmă cu aproape 100 de ani, și o întâmplare adevărată, în fosta Uniune Sovietică, ca să mă înțeleagă toată lumea, în Rusia, pe la începutul anilor 20, 1920, de la Moscova la Kiev, actuala capitală a Ucrainei, a fost trimis un emisar sovietic în ziua de Paști, să-i strângă pe toți creștinii în piața centrală și să le dovedească faptul că Iisus n-a înviat. Toți creștinii au fost obligați să se strângă în piața centrală. Au fost strânși acolo și omul acesta, timp de un ceas, a încercat să dovedească faptul că Iisus nu este viu. O oră și-a ținut speech-ul lui, să nu-i zicem predică, pentru că nu era predică, discursul lui. Și omul era un orator perfect, avea și argumentele lui. Și după o oră, după ce a crezut că a desființat total în mintea ascultătorilor săi ideea învierii, a zis așa foarte arogant, s-a uitat la cei ce erau acolo și a zis așa foarte arogant:
Acum, dacă vreunul dintre voi mai are ceva de zis, îl rog să vină aici în față la microfon. Și s-a ridicat un preot din mulțime, s-a dus la microfon în fața miilor de oameni strânși în piața centrală din Kiev și a zis doar atât: Hristos a înviat. Și toată sala a răspuns: adevărat a înviat. Toți cei ce erau acolo. Tot discursul omului nostru a fost pulberat de acest frumos salut. În urmă cu un an de zile, de Paște, eram în Norvegia și m-am întristat când am văzut cum o țară care odinioară a fost creștină, la cea mai importantă sărbătoare avea bisericile goale. Eram doar noi câțiva români strânși într-o biserică, mai erau câțiva strânși în două, trei biserici, în rest toate celelalte biserici erau goale, oamenii erau plecați în concediu. Știți, m-am gândit că așa cum este România, o țară mai interesantă, dar totuși e un lucru frumos în țara noastră. Când mergi pe stradă de sărbătoarea aceasta, toți oamenii, oricât ar fi de necredincioși, se salută frumos cu Hristos a înviat și ceilalți răspund politicos: adevărat a înviat. Eu mă rog în această zi, realitatea aceasta învierii Domnului Iisus Hristos să fie ceva adevărat pentru noi. Să nu fie doar un clișeu pe care noi îl repetăm și în care să credem prea puțin sau care să ne schimbe viața prea puțin. Eu voi încerca să sistematizez în câteva minute mai multe gânduri și după amiază voi continua predica de o oră și jumătate. Acum, întrebarea predicii din această zi este următoarea. Prin ce anume ne face învierea Domnului Iisus Hristos diferiți? Creștinismul are ca și fundament învierea Mântuitorului. Toată credința noastră se bazează pe învierea Domnului Iisus Hristos. Totul. M-auziți? Totul. Și învierea Domnului Iisus Hristos ne face pe noi ca și creștini diferiți în trei aspecte importante. Și titlul mesajului meu scurt este acesta: prin ce vom fi noi deosebiți? Mi-a zis un prieten de-al meu, care nu este de aceeași credință cu noi, mi-a zis: dacă nu-mi place un lucru la voi la pocăiți, este că vă credeți deosebiți. Și am zis: noi chiar și trebuie să fim deosebiți. Dacă învierea Domnului Iisus Hristos nu ne schimbă cu nimic, înseamnă că nu ne ajută cu absolut nimic. Prin ce vom fi noi deosebiți? În primul rând, învierea Domnului Iisus Hristos ne aduce o nouă identitate. Că se întreabă mulți: ce ne aduce învierea? O nouă identitate. În al doilea rând, ne dă o nouă direcție și asupra acestui aspect voi poposi mai mult după amiază. Și în al treilea rând, învierea Domnului Iisus ne oferă noi experiențe cu Dumnezeu. Trei lucruri. Ce ne oferă învierea? Am zis, întotdeauna o predică poate să fie succint cuprinsă într-o singură propoziție, vorba unui celebru gânditor european. Nu-i bine să ai un pustiu de idei într-o mare de cuvinte. Mai bine câteva cuvinte și câteva idei clare. Așadar, învierea Domnului Iisus Hristos aduce trei lucruri. Ne oferă, în primul rând, o nouă identitate. Dacă sunteți curioși, vă puteți uita acasă, în Romani, în capitolul 6, și acolo Apostolul Pavel, în primele versete, ne spune că noi am murit împreună cu Hristos și apoi ce am făcut? Am înviat împreună cu El. E un mare teolog german, Jürgen Moltmann, care zicea că toată viața noastră este între Vinerea Mare și Duminica Învierii. Că Dumnezeu plânge cu noi vineri pentru ca noi să ne putem bucura cu El duminică dimineață. Că toată viața noastră se mișcă aici, între moarte și înviere. Și acum ascultați-mă bine,
Cei care vă întrebați ce folos e învierea Domnului Iisus Hristos pentru viața noastră, în primul rând, învierea Domnului Iisus Hristos ne dă o nouă identitate. Toți avem câte un buletin de identitate, habar n-am ce aveți voi aici, dar sigur aveți și voi ceva în genul ăsta. Și aici, pe buletinul ăsta de identitate, e scris numele nostru, adică cine suntem noi. În România, cei ce sunteți mai în vârstă, o să mă înțelegeți puțin mai bine, la țară oamenii se identificau nu după buletin, ci după numele părinților. Și era o întrebare existențială, a cui ești tu? A cui ești tu? Și oamenii răspundeau, eu sunt lui Florea Vilihapului din capătul satului. Erau tot felul de nume din acestea acum. Oamenii erau identificați după poreclă, după nickname, ca să mă înțeleagă și adolescenții. Și identitatea noastră era stabilită în funcție de apartenența noastră. Ei, prin învierea noastră cu Hristos, noi avem o apartenență clară, noi aparținem lui Hristos. Asta ar trebui să ne facă plin de bucurie astăzi. Știți ce spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 15? Că în Hristos noi suntem o făptură nouă. În original zice, noi suntem o identitate nouă. Dacă este cineva în Hristos, are o nouă identitate. Și știți care e identitatea noastră? Dacă am înviat împreună cu El, suntem și noi fii al lui Dumnezeu. Slavă Domnului pentru asta! În 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1, Biblia zice, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii ai lui Dumnezeu, dar nu numai că ne numim, că prea mulți doar se numesc, suntem creștini nominali, ci și suntem. Aleluia, slavă Domnului pentru asta. Deci învierea Domnului Iisus Hristos ne aduce o nouă identitate, o identitate care trebuie să fie văzută de ceilalți. Biblia spune în Matei, capitolul 5, cu versetul 14, că voi sunteți lumina lumii, prin urmare lumina asta trebuie să fie văzută, dar în același timp, ascultați-mă bine, în vremurile acestea, bătălia cea mai mare este să ne păstrăm identitatea. Asta e cea mai mare bătălie. Sigur că și faptul că identitatea noastră trebuie să fie văzută, pentru că unii sunt creștini sub acoperire numai, însă, dincolo de asta, identitatea noastră trebuie păstrată. Am fost odată într-o familie, după o epuizantă evangelizare, m-au dus frații să vizitez într-o familie o femeie care era îngrijită de mama ei. Femeia asta era paralizată de la gât în jos în urma unui tragic accident, a rămas așa. Din cauza că a rămas paralizată de la gât în jos, soțul a părăsit-o și copiii de asemenea, alături de femeia asta care avea undeva între 40 și 50 de ani, era doar o mamă în vârstă, care avea undeva pe la 70 și ceva de ani. Avea o casă tare simplă. Am intrat în casa lor și m-am gândit, pentru că știu că nouă românilor ne place să ne plângem, că femeia asta va începe să se plângă. Am intrat în casa aceea simplă, și nu voi uita niciodată că avea o masă nasoală și pe masă niște flori. Dar nu așa frumoase cum aveți voi astea aici. Erau niște flori foarte, foarte simple. Și nu voi uita că femeia aceasta s-a uitat la mine, era în pat. Cu greu putea să stea așa acolo și a zis așa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Eu eram în vremea aceea foarte tânăr evanghelist și naivitatea pe care o aveam atunci, m-am uitat în stânga și în dreapta să văd ce i-a dat Dumnezeu acestei femei de poate să spună că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce i-a dat. Și m-am uitat să văd sub masă, să văd dincolo. Și a continuat și a zis așa, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea în vremurile acestea prin care trec să nu-mi pierd credința în El. Știți de ce nu ne pierdem credința? Pentru că Hristos a înviat și este viu. Eu am o biserică de oameni bătrâni, una dintre bisericile pe care le păstoresc, are undeva către 400 de membri, în proporție de vreo 90% sunt frați care au terminat de mult grădinița. Mulți dintre ei au neamuri pe aici prin America.
Prima dată când am luat biserica, m-am dus să-i vizitez. Unii dintre ei sunt singuri. I-am vizitat în camerele lor, în fiecare cameră, toate camerele astea seamănă unele cu altele. Toți au pozele alea alb-negru, cu vremea când s-au căsătorit, au pozele color primite de la voi, de aici, de la prunci din America, de la nepoții pe care nu-i mai înțeleg că vorbesc în altă limbă, cu care vorbesc prin internet, că toți sunt online acum. Și eu mi-am programat că la fiecare frate să ajung vreo 10 minute, dar vă dați seama, când frații se pornesc, sunt motoare pe diesel, pornesc greu, dar nici nu se opresc. Și când frații se pornesc și îmi povestesc, uite, zice, ăsta e nepotul din Canada, ăsta e ăla din Australia, asta e nepoata, Jason, nume românești. Nepotul Jason. Ia. Ia. Și vorbești cu ei și de multe ori parcă apasă o singurătate de o tonă în camera lor. Și nu odată i-am întrebat, cum de puteți să fiți totuși așa de bucuroși când toată camera e plină doar de poze și atât. Și știți care e răspunsul pe care l-am primit aproape de fiecare dată de la bătrânii din biserica mea? Mi-au zis așa, frate, păi noi nu suntem singuri aici. Păi dumneata, nu crezi că Iisus e viu? El este cu noi în camera asta noastră. Și ascultați-mă ce vă spun. Noi primim de la Hristos, prin învierea Lui, o nouă identitate, identitatea de fie a Lui Dumnezeu. Dar identitatea asta o păstrăm doar într-o strânsă relație cu Hristos. Altfel o pierdem. Altfel o pierdem. Noi românii luptăm pentru identitatea noastră românească. Bine facem, dar dincolo de identitatea noastră românească, avem o identitate mult mai prețioasă. Noi suntem fii ai lui Dumnezeu. Amen. Și identitatea asta, oriunde ați fi, că sunteți în România, Groenlanda, în Africa, n-aveți dreptul să o pierdeți. Ați primit-o. Hristos a plătit un preț atât de mare pentru ea. Am vorbit despre moartea Lui joi seara, dacă ați fost în locul acesta. Prin moartea Lui am primit această nouă identitate și este viu în vecii vecilor. O, dacă asta nu ne mai bucură, nu știu ce ar trebui să ne bucure astăzi. Prin învierea Lui am primit o nouă identitate. În al doilea rând, prin învierea Lui avem direcție, primim călăuzire. Domnul Iisus le spune asta ucenicilor în Ioan 16 și în versetul 6 și 7 și apoi în versetul 13. Vă este de folos, le zice ucenicilor, să mă duc, pentru că dacă mă duc eu, am să vă trimit pe Mângâietorul, cel care, zice în versetul 13, vă va călăuzi, adică vă va da direcție. Despre asta, despre călăuzirea pe care ne oferă Hristos cel înviat, cu ajutorul lui Dumnezeu voi vorbi după masă. Și al treilea lucru pe care ne-l oferă învierea Domnului Iisus, ne oferă noi experiențe cu El. Noi experiențe cu El. Ucenicii erau, așa, cum suntem noi acum, unii dintre noi, sunt în ceață, erau debusolați. Nu știau ce să facă. Cel în care și-au pus toată nădejdea, toată speranța, cu care au avut atâtea experiențe minunate, cel pe care l-au văzut făcând lucruri extraordinare, era într-un mormânt. Nu se gândeau că vor putea vreodată să se mai bucure de prezența Lui. Noi acuzăm pe ucenici că n-au reacționat prea bine la învierea Domnului Iisus, dar ia imaginați-vă dumneavoastră că tocmai ați fost la înmormântarea unui prieten drag, pe care să-l fi înmormântat în urmă cu câteva zile. Și acum sunteți într-o cameră de sus, undeva împreună cu toți prietenii și cu toate rudele, vorbind despre experiențele frumoase pe care le-ați avut, împreună cu Cel care a trecut la cele veșnice. Și deodată, în mijlocul vostru, apare Cel despre care vorbiți. Cel despre care știați că e mort. Se uită la voi și vă spune, Shalom, pace vouă. M-am gândit, Doamne, ce reacție aș fi avut eu să fi fost în locul ucenicilor. Probabil că am fi luat-o cu a doua de pe loc. Unii probabil că am fi leșinat.
Dar știți ce mi-aș dori în seara, în dimineața asta? Să înțelegem că același Iisus este prezent aici. Și pentru că este viu, putem să-L experimentăm ca Toma. Și când El și-a întins palmele, i-a zis, Toma, vino încoace. Și Toma s-a prăbușit cu fața la pământ și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Știți la ce vă îndemn în această dimineață? Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Eu vă întreb ceva teoretic acum și o întrebare la care vreau să-mi răspundeți. Sigur, dacă doriți. Credeți că Dumnezeu poate fi experimentat și astăzi? Amen. Mai zic o dată să audă toată lumea. Credeți că Iisus poate fi experimentat și astăzi? Amen. Asta e întrebarea la care n-aveați alt răspuns. Erați cu aminul pregătit. Dar acum eu vă întreb altceva. Câți dintre cei ce suntem astăzi aici, în săptămâna care a trecut, am experimentat prezența lui Iisus? Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Apostolul Pavel zice, fiți plini de Duhul, ăsta este un imperativ continuu, un prezent continuu. Fiți plini de Duhul, adică în fiecare zi, din ce în ce mai plini de Dumnezeu. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Eu vă spun ceva, astăzi, aici la Filadelfia, Hristos cel înviat poate fi experimentat. E adevărat că experiențele noastre cu Dumnezeu aici în lumea aceasta sunt limitate. Îi spune Dumnezeu lui Moise că nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Sigur că noi am vrea de multe ori experiențe care depășesc cu mult capacitatea noastră umană. Și Dumnezeu se uită la noi și spune, aici cunoașteți în parte, dar vine ziua, o ce glorioasă zi va fi, când ne vom prăbuși înaintea lui Hristos cel înviat și ne vom bucura nelimitat cu El, slăvit să fie numele Lui. Vreau să închei cu o întâmplare. Am zis că Moise îi cere lui Dumnezeu, Doamne, zice, vreau să văd slava Ta. Doamne, vreau să Te văd pe Tine. Și Domnul îi răspunde că nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Îmi povestea în urmă cu mai mulți ani un prieten pastor că a avut în biserica lui o familie ce avea un copil, un copil care s-a născut bolnav și care la vârsta de 10 ani a trecut la cele veșnice. Și mi-a spus, copilul ăsta era singur la părinți, părinții îl iubeau tare mult, dar din cauza bolii copilul era extrem de matur, mult mai matur decât ceilalți copii. Și nu odată copilul i-a îmbărbătat pe părinți, care atunci când îl vedeau stând la pat, plângeau, încercând să-și camufleze, să-și ascundă lacrimile. Și odată, când mama, ca de obicei, plângea, copilul văzând lucrul acesta, i-a zis mamei așa. I-a zis, mamă, nu mi-ai zis tu din Biblie că atunci când Moise se roagă, că vrea să-L vadă pe Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Să știi că dacă voi muri, eu îl voi vedea pe Iisus Hristos. Și nu trebuie să te îngrijorezi din cauza mea. Mi-a spus acest prieten al meu că atunci când copilul a trecut la cele veșnice, părinții i-au pus pe piatra funerară, pe o piatră neagră. Am văzut piatra asta funerară, pentru că am participat la înmormântarea acestui copil. Pe piatra aia funerară neagră i-au scris unul dintre cele mai frumoase epitafe pe care le-am văzut vreodată. Căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască Dumnezeu. Astăzi ne dorim să simțim de fiecare dată ceva. Venim la adunare și hai să fim sinceri. Nu întotdeauna simțim tot ce ne-am dorit. Dar trăiesc cu nădejdea, într-o nădejdea învierii. Am o fetiță pe care o cheamă Anastasia. Anastasia, cum ziceți voi. Vine din grecește, Anastasis, care se traduce înviere. I-am pus numele acesta tocmai într-o nădejde a învierii, cum zicem noi românii. Tocmai într-o nădejde că într-o zi, când va ninge pentru prima dată de jos în sus, împreună cu cei dragi mie, voi sta în fața Domnului Iisus Hristos.
Știți ce aș vrea în această dimineață? Să-L experimentăm pe Iisus cel înviat aici. Vreți asta? Ridicați-vă în picioare atunci. Aș vrea acolo unde sunteți să închideți ochii, fie că sunteți în față, fie că sunteți în altă parte. Aș vrea să nu vă uitați nici în stânga și nici în dreapta și să vă aduceți aminte că învierea Domnului Iisus Hristos ne-a dat o nouă identitate, o nouă călăuzire și noi experiențe cu Dumnezeu. Cred din toată inima că în această zi aici, Iisus cel înviat poate fi experimentat. Dacă se află cineva aici care nu l-a simțit de mult pe Iisus și ești într-o stare de inerție și poate de multă vreme ți-ai dori să-L simți mai aproape pe Iisus Hristos, aș vrea să mă rog pentru tine în dimineața aceasta. N-aș vrea de prea multe ori programele noastre, timpul pe care îl petrecem aici este doar un simplu program. Aș vrea în momentele acestea, dacă există cineva aici care vrea să-L simtă pe Iisus și vrei să mă rog pentru tine, aș vrea să ridici o mână sus, vreau să mă rog pentru tine. Doamne, uită-te la noi în această zi. Doamne, uită-te la noi în această zi. Credem, Doamne, că ești viu în vecii vecilor. Credem, Doamne, că ești prezent în Biserica Philadelphia. Credem, Doamne, că prin moartea și învierea Ta am primit de la Tine o identitate nouă. Noi nu suntem oricine, suntem fiii Tăi, Doamne. Am fost înfiați prin Iisus Hristos și în Hristos avem o nouă identitate, aceea de fii ai Lui Dumnezeu. Lucrul ăsta ne umple sufletul de bucurie în dimineața aceasta învierii. Doamne, vrem să Te vedem, vrem să Te simțim, vrem să simțim că Tu întinzi mâna peste noi în această zi. O, îți mulțumesc că ești la Philadelphia în dimineața aceasta, Doamne. Mă rog pentru acei tineri care n-au simțit niciodată prezența Ta. Mă rog pentru acei oameni care de ani de zile așteaptă, Doamne, să simtă din nou ploaia târzie a binecuvântată prezenței Tale. Mă rog pentru cei care de ani de zile vin la casa Ta și parcă nu mai simt nimic. Mă rog pentru noi, Doamne, am intrat într-un fel de inerție și parcă nu ne mai mișcă nimic. În această dimineață, în adunarea aceasta, Doamne, vrem să Te vedem pe Tine. Vrem, Doamne, să ne prăbușim în fața slavei Tale, la fel ca Toma odinioară, și să spunem, Domnul meu și Dumnezeul meu, Iisuse, Tu ești viu în vecii vecilor. O, îți mulțumim, Doamne, că prin învierea Ta ne-ai dat o nouă identitate. Ajută-ne, Doamne, să ne păstrăm identitatea asta, indiferent că vom trece prin boală, prin necaz, prin durere, prin suferință, indiferent care vor fi tentațiile prin care vom merge, indiferent care va fi valea umblei morții prin care vom trece, Doamne, Tu ești cu noi, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Doamne, Tu ești Cel care ne dă direcție. Suntem de multe ori în ceață, de busolați, nu știm ce să facem, ne uităm în jurul nostru și habar nu avem în ce direcție să o apucăm, dar Tu, Iisuse Hristoase, ai promis că prin învierea Ta și prin înălțarea Ta ne vei trimite un mângâietor care ne va călăuzi. Ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt, Iisuse Hristoase, și Duhul Tău cel Sfânt este Cel care ne dă direcție. Doamne, dacă există locul acesta oameni care de multă vreme caută voia Ta, arată-ne voia Ta, Doamne. Mă rog, la fel ca Moise odinioară, arată-ne căile Tale, Doamne. Vrem să vedem voia Ta cu privire la familia noastră, cu privire la viața noastră. Doamne, vrem să Te vedem pe Tine locul acesta. Doamne, prin învierea Domnului Iisus Hristos avem noi experiențe cu El. Iisus e viu. Tată nostru din ceruri, îți mulțumim că L-ai înviat pe Iisus Hristos. El este viu în vecii vecilor și prin El putem avea noi experiențe cu Tine. Doamne, Te rog frumos în această zi, dacă există aici, în locul acesta, oameni care de multă vreme n-au mai experimentat nimic, Doamne, picură din binecuvântata Ta prezență în această dimineață aici. Vrem să ne bucurăm de Tine, vrem să ne bucurăm de prezența Ta, vrem să simțim că Iisus al nostru este viu în vecii vecilor. Doamne, dar recunoaștem că suntem oameni limitați. Experiențele noastre cu Tine sunt limitate de faptul că suntem oameni, dar vine o zi, o, ce glorioasă zi va fi când cei care au adormit în Hristos, fericiți și sfinți, vor învia din morți cu moartea pe moarte călcând. Ce zi frumoasă va fi, Doamne! Prin credința noastră în învierea Lui Hristos, privim cu nădejde despre ziua aia. Și în ziua aceea, Doamne, ne vom bucura, ce experiențe frumoase vom avea. Când o fracțiune de secundă, Doamne, ești cu Tine în biserică, ni se pare așa de frumos.
cât de frumos va fi în ziua aceea când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, când tot cerul fi va plin de osanale spre slava celui purur, drept și sfânt, când miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de sfinți vor cânta cântarea cea nouă, când vom auzi îngerii cântând sfânt, 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 sfânt este Dumnezeul oștirilor, când ne vom prăbuși la fel ca Ioan în fața ta, Iisuse Hristoase, când ne vom uita la fața ta care strălucește ca soarele în toată puterea lui, când vei întinde peste noi mâna ta, Doamne, și când vom fi nemuritori ca tine. Slavă ție, Doamne!